Prin proiectele derulate de-a lungul timpului, elevii liceului Nicolae Cartojan din municipiu au fost mereu alături de copiii instituționalizați. De data aceasta, liceenii s-au implicat împreună cu profesorii și conducerea unității de învățământ și au reușit să adune suficienți bani pentru a oferi un cadou deosebit. Este vorba despre o mașină de spălat nouă pentru micuții din casa de tip familial Gabriela. Fiecare a renunțat de la un sandwich, mai mult, două țigări, că e bine să spunem și acest lucru, astfel încât cu un leu, 2 lei, 3 lei s-a reușit să se strângă o sumă, astfel încât, repet, să cumpărăm o mașină de spălat. Este un lucru lăudabil. În schimbul cadoului special, dar și a dulciurilor pe care le-au primit, copiii au cântat colinde. Dom, sănățăm, dom, dom, sănățăm. Am plecat să colindăm, dom, dom, sănățăm. Când boierii nu s-a acasă, dom, dom, sănățăm. Când boierii nu s-a acasă, dom, dom, sănățăm. Liceenii de la Nicolae Cartojan nu se află la prima acțiune de acest gen și sunt foarte atenți la nevoile pe care le au copiii lipsiți de mângâierea părintească. Este o acțiune în care practic copii, pentru că elevii sunt tot copii, ajută alți copii. Lăudabilă și inițiativa cadrelor didactice de a-i responsabiliza social pe elevi, de a-i face să se implice social încă de pe băncile școli. Faptul că vechea mașină de spălat nu mai făcea față volumului mare de haine i-a determinat pe elevi să se mobilizeze și i-au ajutat astfel pe cei mai puțin norocoși.